Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să continuăm cu meciurile din Hell Spirit Sprint. Am văzut că în episodul trecut am obținut două victorii din două meciuri, așa că vreau să continuăm cu această serie de jocuri bune, da? Să obținem din nou două victorii sau poate chiar mai multe. Ok, momentan n-a pus nimic. O să punem noi Valkyra aici în față. A pus un miner. Îl rezolvăm rapid cu mini P.E.K.K.A. Și vedem că i-am dat un damage destul de bun acolo. Cred că mai mult de jumate din turn. Ok, trimitem Hog-ul. Va trebui să dau aici un Eros. Și a prins un push bun cu acel Dark Prince în fața Wizardului. Da, un push care ne-a costat destul de mult din turnuri. Hai să punem Valkyra aici. Să punem și mini P.E.K.K.A. Reușim să-i dăm jos Wizard-ul. Și un... Oh, excelent! Excelent a fost acel hit pe final de viață al mini P.E.K.K.A-ului. Și cred că am pus un pic greșit, da, am fi putut să-i luăm și cel de-al treilea goblin în Eros, dar am greșit un pic, nu-i nicio problemă. Hai să ne apărăm momentan, stau aici un Eros să-i prind, un Eros, pardon, o rachetă să-i prindem acel Wizard. Hai să ne apărăm acum de acest prinț. Da, reușim să scăpăm de el. Avem nevoie de Valkyra aici. Vom trimite Hog-ul. Da, și scăpăm destul de bine din... Nu chiar. Ne pierdem turnul din stânga. Și practic meciul e din nou echilibrat. Meciul din nou echilibrat. Hai să vedem cum ne descurcăm aici. Scoatem acel... Scăm aici un... Ok. Cred că am greșit-o. Da, hai să punem o Tesla. Nu, n-am de lesul. Dau o rachetă pe turnul din dreapta. Scăpăm. Reușim să scăpăm de Dark Prince. A pus aici acel miner. Hai să vedem cum ne descurcăm cu prințul. Nu, trebuie să-i dau neapărat friz. Ok, scăpăm binișor din acest atac. Hai să punem arcașele aici, o să dăm și un Eros. Și ia să vedem. Va trebui să pregătim un nou push. Trimitem Hog-ul, punem și arcașele în spatele lui, o să dăm aici un freeze și un Eros. Ok, reușește mini P.E.K.K.A. să ajungă pe turn și dă un hit sau două acolo. Nu e chiar foarte mulțumitor pentru noi. Hai să vedem dacă scăpăm de acest... Da, scăpăm de acel... și nu cred, am dat prea devreme acel... nu cred, din nou am dat prea devreme... Acum Eros-ul, mai devreme... Freeze-ul, apoi mai devreme Eros-ul. Ok, hai să vedem cum scăpăm de acest atac. Bun, scăpăm de print, avem în viață acel mini P.E.K.K.A. Să punem aici... Valkyra, să pun Tesla neapărat și din păcate pierdem acest match din challenge. Băi, un match nebun pe care puteam să-l câștig.
Da, au fost câteva mici greșeli care ne-au sabotat meciul. Bun, hai să continuăm cu următorul meci. Sper că vom obține victoria aici. Adică avem nevoie neapărat de victorie. Challenge-ul trecut cred că a fost cel cu Giant-ul, dacă nu mă înșel, în care a fost un mare fail. Sincer, nu prea mi-a plăcut. Hai să vedem cum ne descurcăm aici. Ok, trebuie să punem neapărat mini P.E.K.K.A. Și va trebui să întoarcem din drum acel... cel P.E.K.K.A. mare, care ajunge pe turn. Nu prea avem ce să-i facem. Nu știu, mă gândesc că poate deck-ul ăsta nu e așa bun pentru genul ăsta de challenge. Ar trebui ceva cu cărți mai mari, nu știu, cu golem sau cu P.E.K.K.A. mare. Cred că P.E.K.K.A. mare e cel mai indicat în genul ăsta de joc. Trimitem arcașele. Punem Valkyra pe partea dreaptă. Da, nu știu, îți dau un Neros aici, altfel va rămâne în viață acea Valkyra. Și nu ne dorim asta. Hai să trimitem acum Pog-ul și vom da un freeze aici. Da, un freeze care nu reușește să prindă și P.E.K.K.A. mare. Dar măcar îl distrugem acolo. Ok, spun din nou arcașele. Se pun aici Valkyra. Da, și cred că ne vom muta pe partea stângă. Ok, dăm un freeze aici. Mai scoatem acel execuționer. Spunem arcașele. Ok, și n-avem suficient cred că nu i-am dat suficient damage pe turnul din stânga ca să fie eliminat. Ok. Oh, cum am dat acolo pe lângă? Am dat pe lângă acel... Ok, hai să punem mini P.E.K.K.A. aici. Punem Valkyra. Da, și trebuie să-i dăm... Da, no, pierdem din nou meciul. Trebuie să ne găsim un alt deck. Clar nu e bun acesta. Ok, hai că am reechilibrat puțin meciul. Am dat acolo o rachetă pe... Hai să vedem, poate întoarcem acest P.E.K.K.A. mare. Da, punem aici Valkyra, hai să trimitem și Hog-ul, o să dăm aici un Neros. Oh, și ce bine am nimerit acel Minion Horde. Cât ne dă racheta? 400, suficient, bun, obținem victoria, dar cu greu. Nu sunt sigur că e cel mai potrivit deck pentru acest challenge. Poate am putea să-i facem ceva modificări, nu știu. Da, hai să băgăm un Baby Dragon în locul arcașelor. Deși ele erau bune că întorceau din drum acel P.E.K.K.A. Ok, o să mai luăm Fireball în loc de rachetă. Și ar trebui să ne descurcăm, o să aibă un cycle mai rapid. Și va fi un pic mai bine. Hai să vedem cum merge cu acest nou deck. Băi, sunt curios cum se descurcă Baby Dragon-ul singur cu aceste Hell Spirit-uri. Da, nu le eliminăm. Ok. Bine, vor de acolo. Da, va muri P.E.K.K.A., nu va ajunge pe turn, să lovească turnul. Ok. În schimb, a dat destul de bine Hog-ul. A dat câteva hituri bune de tot acolo.
și trebuie să oprim acest acest hawk și dacă am fi pus un pic mai bine frizul, am fi prins și acel miner. Dar nu e nicio problemă, oricum suntem foarte bine în acest început de meci. Toate șansele de partea noastră. Stau acolo un fireball pe muschetire și vom da și un Eros, pentru că altfel vor își vor recupăta viața la full și asta nu ne convine prea mult. Hai să trimitem din nou Hog-ul. Să punem mini P.K. Dar reușim să-i doborăm turnul din stânga și mai avem cam un minut și am dat acolo la sacrificiu acel fireball, cred că nu era necesar, dar băi, sunt foarte periculoși cei trei muschetiri și n-am vrut să riscăm. Ok, trimitem hog-ul, trimitem mini pe cap și vom hai să dăm și un Eros. Din nou un Eros, cred că un pic am degeaba. Nu știu ce să zic. Mai punem un Baby Dragon. Da, meciul e câștigat. Nu mai fac probleme de acest lucru. Din nou am dat aiurea acel... M-am panicat, cum s-ar spune. Și am dat acolo un... un fireball gratuit. Băi, știi ce mă gândeam? Cred că ăla, healer-ul, ar merge foarte bine în acest deck. Sau, nu știu, poate ar fi inutil. Da, cred că ar fi bun, știi, că mai dă și el heal, mai dă și... Hai să vedem ce obținem în acest chest. Avem 650 de gold, avem Skeleton Dragons pe care îi vom păstra, avem și două cutremure și două... Nu, 21 de cutremure și două rage-uri. O să dăm strike doar la cutremur. Hai, păstrăm Inferno Dragon-ul. Cred că păstrăm și rage-ul, da. E o carte bună. Bun. 210 extra gold i-am primit și ne oprim aici cu episodul de azi. Vom face continuarea în următorul episod. Nu uitați să vă abonați și să apăsați butonașul de like dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!